Aveam ambiția asta să joc, să mă perfecționez cât mai mult și cumva sportul m-a ajutat de atunci să-mi instaurez oarecare disciplină. Dorind să fiu mai bun, sportul a fost un prim pilon așa pentru mine. Aici era practic un teren unde te puteai juca fotbal dimineața până seara. Era un teren de fotbal. Te antrenai, nu? Da, dădeam în clădirea asta de aici. Asta? Da. Și încercai să nimerești? Încercam să nimerești geamuri. Și să le sparg. Au venit într-o zi niște oameni de la un ziar local din Craiova și au început să ne pozeze pe teren. Noi copii așa mici jucând așa fotbal. Mici. Noi eu credeam atunci că poate vin să ne recruteze pentru echipa de fotbal a Craiovei. Au început să ne facă poze, noi ne agitam pe acolo să arătăm cât de bun suntem și ne-am trezit a doua zi când ne-au dat în ziar 30 de derbedei fac gălăgie în curtea școlii. Și așa s-a încheiat cariera ta de fotbalist, de fapt? Nu, nici pe departe. Asta ne-am vrăjbit și mai mult și am început să bătem și mai tare și să scandăm și să... Dar așa mi-am făcut debutul în presă. Și... Era totuși, se anunța un vlogging. Se anunța încă de pe atunci, da.